Salutare, prieteni! Știu că de fiecare dată când aprind camera arăt ca un homeless, dar nu mai contează, cred că v-ați obișnuit și voi cu faptul acesta. Astăzi veți merge împreună cu mine la un match de fotbal dintre Dinamo și Mioveni. Eu sunt total pe lângă, o să vedeți și în video. Eu filmez oricum partea asta cu ceva timp după ce s-a filmat clipul actual, dar nu am făcut o introducere și am zis că hai să fac o introducere, să fie un clip cât de cât vizibil, ok. Dar astăzi vom merge la un meci de fotbal. Eu nu sunt cu fotbalul deloc, am fost mai mult pentru prietenii mei, pentru Răzvan, o să vedeți aici în video ce nebunale, că țineam și cu Dinamo, țineam și cu Mioveniu. Eram foarte neutru, deci da, să nu luați în medreu, pentru că nu am ce treabă cu fotbalul. Dar haideți să nu mai vorbesc foarte mult, e un clip scurtuleț și haideți că vă las să vizionați. Vă mulțumesc! Ne pregătim să mergem la meci. Pe stadion prima dată. Deci mă jur, n-am mai fost niciodată pe stadion. Mamă, știi că ne vedem, și de bine ne vedem. Pe bune. Ne trimim acum cu Răzvan, cu toată gaș, cu toți nebunii. Mă, ce atmosferă mișto. Bine acum. Ale. Alexandru Martin aici am eu meci. Nu și cu Răzvan Ivan te-am și prins. Nu mai arunca cu semințe că te-a... Bă, care sunt trei cu Dinamo? Cred că da. Noi suntem zero. Noi spunem palete la fotbol. De ce ho? Ho! Transmitere live aici. Dinamo, 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 Dinamo. Eu nu știu ce am făcut. Eu cred că nu am filmat. Cred că n-am filmat mai devreme. Încercăm să reglăm și noi seama ce se întâmplă aici. Nu ții cu nici echipă, dar încercăm și noi să facem ceva ca al meu. Ia uite ce aleargă. Hai, hai, hai! Ah, cât pe ce, cât pe ce, frate, cât pe ce, s-a întâmplat un accident. Sper că e ok. Sărac. Sper că e ok, sărac. Mioveni, Mioveni, nu știu, că nu simt cu niciodată echipă. Dar astea mai e și noi. Încercăm să descoperim ceva. Dinamo,
Ți-am zis dacă termină, dacă mai din nou câte goluri de trebuie, atâta pun nu-ți dau. A dat și ce este Mioveni. E 1-1. L-a prelungit. Către echipa noastră, a marcat jucătorul numărul 24. Care este stadionul? Mioveni! Mioveni! Strigă-te aici, intense. Mamă, ce supărat era Zăvanu. Supărat la maxim. Nu aveam nici până aibă. Ar și bine să fii neutru cu treburile astea. Mai stăm puțin și plecăm și noi. Asta mă duc, că m-a luat tot. Mă jur că nu mai fac. Mioveni! Nu cred, nu cred! A câștigat Mioveni! Răzvan e negru de supărare. Echipa noastră a marcat jucătorul cu 30, Daniel Șerbanică! Bă, dar nu mă așteptam ca Mioveni să fie sincer, adică pe bune. Nu mă așteptam, sincer. Zic că te-ai pus să fii atacant și... Asta trebuie să mă mai fac un de fotbal. Bravo! Hai să mergem și noi acasă. Wow. Deja am început luptele acolo. Am intrat și jandarmii. Ca la orice meci. S-a terminat jocheria. Alexei, am pierdut. Am pierdut banii la pariu. Nu mai are poate.